Doamne, nu puneți mâna pe mine. Nu pun mâna pe dumneavoastră, Doamne ferește, nu pun mâna pe dumneavoastră. Știi ce la mine. Spuneți ce vă trebuie dumneavoastră. Nu pune mâna pe mine, în primul rând, nu ai dreptul. Spuneți mâna pe mine. Ce aveți nevoie dumneavoastră în primul rând? La cine aveți? Spuneți. Eu acum vă informez, dacă îmi dați voi timp să-mi deschid geanta. Mulțumesc. Deschideți geanta. Dar ce ați sărit la mine? Aveți ceva de ascuns ca polițist? În primul rând, dumneavoastră nu e locul dumneavoastră de stat. Dumneavoastră nu sunteți organ de control. Spuneți, vă rog, ce nevoie aveți în comisariat. Eu sunt cetățean al acestei țări. Corect. Și are drept să vină în comisariat când vrea. Control? Da, corect. Când dumneavoastră încurcați două lucruri. Să încerceți mie obligațiile mele și să intrați în comisariat. Când, eu când am venit, dumneata era interzis. Nimeni nu v-a interzis să intrați. Mi-ați interzis că eu am intrat și dumneata mi-ai spus și unde te duci și faci și treci înapoi. În comisariatul lui Folu nu aveți drept. Până nu spuneți la cine vă duci, vii să vă iei de la intrare. Dar de ce erați afară, în afara blocului, când am intrat? În afara blocului? Da. Afară. De ce erați afară și nu la postul ăsta, de un postul dumneavoastră? Dumneavoastră sunteți cu funcții de control, aveți... Cetățean? Da. Și? Spuneți, vă rog, unde vă trebuie. Acum vă spun. Dar dumneavoastră, de ce nu erați la locul de muncă? Cine? Doamna. De ce nu erați la locul de muncă? Locul de muncă asta e ce pentru dumneavoastră? E că ăsta, deci. Ăsta e locul meu de muncă? Da. De unde dumneavoastră ați luat-o? Scaunul ăsta e locul meu de muncă. Da, unde locul dumitale? Eu sunt polițist. Scaunul ăsta e locul meu de muncă? Da, unde locul dumitale? Dumneavoastră aveți o întrebare personală la mine. Să vorbești personal? Cum vă numiți? Roșca Ion. Pare bine, Roșca Ion. Locul nem major. Dați, vă rog, o faia 4, scriu reclamații pe dumitale. Da, vă da. Mulțumesc. Poftim. Toc aveți? Am.